parte groasă 19 februarie, ședință ordinară Consiliul Local, cu număr convocat în dispoziția numărul 22 din 9-2-2018. Acum ar cum de la. De cei 11 consilieri locali care compun Consiliul Local, sunt prezenți 10. Domnul Mecător, cum? Ghineț, pardon, domnul Ghineț, nu răspund la telefon, probabil că... Plec acolo, nu mă rog. De fiind prezent majoritatea consilierilor locali, ședința este de dat consilierilor. Se poate începe cu prevede. Acum, având în vedere prevederile articolului 42, la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci procesul verbal a fost adoptat numai în perioada de vot. La ședință particip ca invitați domnul la Exclusiv TV, doamna Cernan Narcisa, doamna Fugă Vanina și doamna Stratolat Corina. Acum rog pe domnul președinte Cergu să preia lucrările de ședință. Mulțumesc pentru încrederea acordată și pentru că comunice lucrările ședinței conform numărul legal și limitații. Se dă citire ordine de zi. Proiect de hotărâri privind aprobarea bugetului de venit și cheltuieli pentru anul 2018, inițiator Victor Deaconu, primarul comunei, aviz Comunele Unite. Punctul 2. Proiect de hotărâri privind aprobarea planului anual de acțiune, acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei, aviz Comunele Unite. 3. Proiect de hotărâri privind priorități, obiective, plan acțiuni 2018 privind dezvoltarea economică socială a Comunei Ardioan, județul Bacău, inițiator Victor Deaconu, primarul comunei, aviz Comunele Unite. 4. Proiect de hotărâri privind înregistrarea Comunei Ardioan în sistemul național electronic de plată online, a taxelor și impozitelor utilizând cadrul bancar și stabilirea comisiunii preceput de furnizare de servicii servicate. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei, cu aviz comisiile reunite. 5. Informare scrisă de către primar asupra modului de aduce la îndeplinire a hotărârii adoptate de Consiliul Local pentru anul 2017. Inițiator Victor Deaconu, primarul comunei, aveți comisiile rânduri. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâre introduse în ordinea de zi, dar mai avem una, proiectul hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 159.650 lei din excedentul anului de bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2007 ca sumă de finanțare a secțiune de dezvoltare pentru amenajarea șanțului peretate și reconstrucție port beton armat peste râul Taslău Sărat pe DG 178. Adresa venită din partea societății de Cruce Roșie, filiala Bacău, numărul 520/25 a 1-a 2018. Asta este în ordinea de zi. Intrăm în ordinea de zi și începem cu proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 159.650 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2017 ca sumă de finanțare a secțiunii de dezvoltare pentru amenajarea șantului peretate și reconstrucție port beton armat peste râul Taslău, Sărat, PDG 178. Aviz Comisiilor Unite, doamna Rica Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă avizul Comisiilor Unite. Da, vă puteți zi, nu vă puteți favorabil, Comisiilor Unite, favorabil. Da. Dau cuvântul doamnei Narcisa, Cernat Narcisa, pentru prezentarea raportului de specialitate. Doamna
conformitate cu prevederile articolului 58 alineatul 1 litera din legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificări și completările ulterioare, excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni după efectuarea regularizărilor în limita sumelor de facate din unele venituri ale bugetului de stat și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete pentru achitarea plăților restante, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Având în vedere faptul că infrastructura la nivelul comunei este deficitară, solicităm aprobarea utilizării sumei de 135.220 lei ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiții, amenajare, șanțuri feriate, la capitolul 84.030.1 și poduri, aprobarea utilizării sumei de 24.430 lei ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investiție, reconstrucție, pod beton armat peste râul Tazlăul Sărat pe DC178 în vederea asigurării cofinanțării investiții, și introducerea obiectivelor în lista de investiții pentru anul 2018. Mulțumesc, doamna Elicea, doamna Narcisa. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, prin marginea materialului prezentat. Domnul Rusu. Materialul prezentat de doamna contabilă este prezentat în mod corect și sunt de acord cu cele prezentate de dânsa în material. Internet. Dacă mai dorea cineva să ia cuvântul, domnul... Aș vrea să întreb și eu, în ce stadiu suntem cu podul de la Reutenești și la Briu, seara cu Nerea, cum am făcut. Începem lucrările, domnul Vinci? Nu, începem primăvară. Asta e acolo. Da, proiectul e aprobat. Da, proiectul din ministru, din ce am înțeles. Deci au rămas numai de semnat contractul de finanțare. Mulțumesc. Mulțumesc. La finanțare. Mulțumesc. Mai dorea cineva să ia cuvântul? Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului și de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 și estimarea pentru anii 2019-2021. Aveți comisiile reunite, domnul Bogdan, Macadam Bogdan, președinte al Comisiei de Specialitate, prezintă la fel comisiile reunite. Comisiile reunite avizează favorabil raportul conform prezentat. Da? Mulțumim. Dau cuvântul doamnei Cernat Narcisa pentru a prezenta raportul de specialitate. Doamna Cernat, vă rog. Prin prezentul raport propun spre dezbatere și aprobare bugetul local pentru anul 2018, precum și bugetul estimat pentru anii 2019-2021. Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunei, sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri comunale, pentru echilibrarea bugetelor locale, cotele și sumele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru bugetul de anul 2018 ne-au fost alocate după cum urmează. Prin anexa numărul 8 la legea numărul 2 din 2018 privind legea bugetului de stat, ne-au fost alocate suma de 288.000 lei, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit, 132.000 lei, sume alocate din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 267.000 lei sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Prin decizia șefului administrației județene a finanțelor publice BACA numărul 4 din 15 ianuarie 2018, comunicată prin adresa numărul 118 din 16 ianuarie 2018 pe BACA, i-a fost alocată suma de 454,50.000 lei pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunei, din care, pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, pentru cheltuieli prevăzute la articolul 104 alineatul 2, literele BD din Legea Educației Naționale numărul 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 86.000 lei. Drepturile asistenților personale, persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, 340.000. Sume pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbun și combustibil petrolier pentru beneficiarii de ajutor social, 9.000.
plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, 12,50 lei. Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, 7.000. Prin adresa 144 din 31 ianuarie 2018 ne-a fost comunicată repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată alocate de către AJPP Bacău pentru anul 2018, după cum urmează. Sume pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunelor, trimestrul 1, 142.000, trimestrul 2, 114, trimestrul 3, 106, trimestrul 4, 92,50 lei. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, trimestrul 1 și 2, câte 78.000, trimestrul 3, 80.000, trimestrul 4, 31.000 lei. Prin adresa 3.093 din 16 februarie 2018 a Consiliului Județean Bacău ne-au fost comunicate sumele repartizate pentru bugetul anului 2018, precum și repartizarea pe cunoscare acestora, după cum urmează. Sume defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoare adăugată pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură, 50.000, din care trimestrele 1, 3, câte 13.000, trimestrul 4, 11.000. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale alocat 0. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri comunale 26.000, din care trimestrul 1 5.000, trimestrul 2 8.000, trimestrul 3 7, trimestrul 4 6.000. Sumele estimate pentru bugetul anilor 2019-2021, alocate de către AJPP Bacău, sunt următoare. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielor descentralizate, stabilite prin decizia șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău numărul 4 din 5 ianuarie 2018, comunicate prin adresa 14 din 16 ianuarie, sunt următoare. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielor descentralizate la nivelul comunelor, 2019 490,50 lei, 2020 492,50 lei, 2021 493,50 lei. În care finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitate de stat pentru bunuri și servicii, 2019 87.000, 2020 89.000, 2021 90.000. Drepturile asistenților personale ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav, 375.000 pentru fiecare din următorii 3 ani. Sume pentru plata ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibile petrolier, 9.000 pe fiecare an în parte. Plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, 12,50.000 de an. Drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, 7.000 de an. Sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și sumele alocate din cota de 17,25% din impozitul pe venit, pentru bugetul estimat pentru anii 2019-2021, prin decizia șefului AJFP Bacău numărul 1 din 2018, comunicate prin adresa 111 din 10 ianuarie 2018, sunt următoare. Sume din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 2019 107.000, 2020 113.000, 2021 133.000. Și sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 2019 368.000, 2020 303.000, 2021 182.000 lei. Sumele estimate pentru bugetul anilor 2019-2021 repartizate de către Consiliul Județean Bacău, comunicate prin adresa 3093 din 16 februarie 2018, sunt următoarele. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 25.000 lei pentru fiecare din următorii 3 ani. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 2019 125.000, 2020 99.000, 2021 51.000 lei și sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri comunale, 29.000 pentru fiecare an în parte. Având în vedere că gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetul din ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, veniturile proprii pentru anul curent vor fi fundamentate la nivelul realizărilor din anul precedent. Bugetele locale
Potrivit prevederilor articolului 26 aliniatul 2 cu 1 din legea numărul 273/2006, se aprobă și pe secțiunile prevăzute la articolul 2 aliniatul 1 punctele 50-51, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Propunerile pentru veniturile bugetului local în cadrul secțiunii funcționare pentru anul 2018, estimările pentru anii 2019-2021, precum și sumele prevăzute în ultimul buget pentru anul 2017 sunt următoarele. Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare 2017 6,03 mii, 2018 2,48 mii, 2019 3 mii, 2020 3,50 mii, 2021 4 mii. Cote de parcare din impozitul pe venit 2017 421,82 mii, program 2018-288, estimări pentru anii următori 288 de mii lei per an. Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local, buget 2017 314,19 mii, 2018 182 de mii, estimări următorii 3 ani 132 de mii, 138 de mii, respectiv 158 mii lei. Impozit clădiri persoane fizice, buget 2017 45,24, program 2018 43,64, 2019 45.000, 2020 47.000, 2021 49.000. Impozit clădiri persoane juridice 2017 35,21, 2018 35,46 mii lei, estimări anii următori 37.000, 39.000, respectiv 42.000. Impozitele în persoane fizice 2017 73,95 mii, 2018 75,33 de mii, 2019 77, 2020 80, 2021 83 mii lei. Impozitele în persoane juridice 2017 1,30 mii, 2018 6,84 mii, 2019 7,50 mii, 2020 8 mii, 2021 9 mii lei. Impozitele în extravagant buget 2017 70,93 mii, 2018 68,85 mii, 2019 70 mii, 2020 72, 2021 74 mii lei. Taxă judiciară de timbru 2017 11,79 mii, 2018 12,18 mii lei, estimări anul următor 13, 14, respectiv 15 mii. Alte impozite și taxe pe proprietate, 2017 3,25 mii, 2018 3,28 mii, estimări anii următori 3,50, 4,50 mii lei. Sume de falcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielor descentralizate. Bugetul pe 2017 a fost în valoare de 1416 mii lei, program 2018 454,50 mii lei, estimări anii următori 490,50 mii, 492,50 mii, respectiv 493,50 mii. Sume defalcate din TVA pentru drumuri 2017 24 de mii, alocat 2018 26 de mii, estimări anii următori 29 de mii pentru fiecare an în parte. Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, bugetul 2017 338 mii, 2018 267 de mii, anii următori 493 de mii, 402 mii, respectiv 233 mii lei. Impozit asupra mijloacelor de transport persoane fizice. 2017 81,89 de mii, 2018 72,12 mii, estimări 74, 76, respectiv 78 mii lei. Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele juridice, 2017 și 2019. 8,19 mii lei. Estimări anii următori 9, 10, respectiv 11 mii. Alte impozite și taxe 2017 17,61 mii, 2018 16,92 mii. Estimări anii următori 18, 20, respectiv 22 de mii. Venituri din concesiuni 2017 2,87 mii, 2018 3,84 mii, estimări anii următori 4,55, respectiv 6 mii. Venituri din prestări servicii 2017 8,68 mii, 2018 3,48 mii, estimări anii următori 3,5, 4, 4,5 mii. Alte venituri din prestări servicii anul 2017 1,86 mii, 2018 0,81 mii, estimări anii următori 1000 lei pe an. Taxe extrajudiciare de timbru 2017 7,11 mii, program 2018 0,59 mii,
estimarea în următor 0,60, 0,80, respectiv 1000 lei. Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale, 112,94 de mii în 2017, 2018, 116,26 mii, estimarea în următor 120, 125, respectiv 130 mii. Taxe speciale. 2017, buget în valoare de 69,22 mii, program 2018, 71,48 mii, estimarea în următor 72, 73, respectiv 74 mii lei. Vărsăminte din secțiunea funcțională în secțiunea dezvoltare, 2017 minus 409,84 mii, program 2018 minus 76 mii, estimarea anului următor minus 179, minus 153, respectiv minus 105 mii lei. Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, buget 2017 20,12 mii, program 2018 și estimări anii următori 20 mii pe fiecare an în parte. Sume alocate din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară, 2017-86,04 mii, 2018-70 mii, estimări anii următori 80-90, respectiv 100 mii lei. Totalul veniturilor secțiunii funcționare în anul 2017 au fost în valoare de 2.775.500 lei, program 2018 1.773.250 lei, 2019 1.912.100 lei, 2020 1.888.080 lei, 2021 1.824.500 lei. Propunerile pentru cheltuielile bugetului local în cadrul secțiunii funcționare pentru anul 2018, estimările pentru 2019 și 2021, precum și sumele prevăzute în ultimul buget pentru anul 2017, sunt următoare. La autorități executive, în 2017, bugetul a fost în valoare de 998,46 mii lei, din care cheltuieli de personal 760,65 mii, bunuri și servicii 237,81 mii. Programul 2018 este în valoare de 994,53 mii, din care cheltuielile personal 657,93 mii, bunuri și servicii 336,60 mii lei. Estimarea 2019, 1.154,50 mii lei, cheltuieli de personal 793,46, bunuri și servicii 361,04, 2020, 1.110,20 mii lei, din care cheltuieli de personal 793,46, bunuri și servicii 316,74, estimat 2021, 1.026,90 mii lei, cheltuieli de personal 793,46, bunuri și servicii 233,44 mii lei. Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap, buget 2017, 26,90 mii, program 2018, 10 mii, estimarea anii următori, 16 mii, 17 mii, respectiv 18 mii lei. Protecție civilă și protecția contra incendiilor, cheltuieli de personal, buget 2017, 3,99 de mii, program 2018 și estimarea anii următori, 0. La capitolul învățământ, buget 2017, 1076,40 mii lei, din care cheltuieli de personal 963 mii, bunuri și servicii 97,10 mii și asistență socială 16,30 mii. Program 2018, 113,60 mii, din care bunuri și servicii 94,10, asistență socială 19,50 mii. Estimări anii următori, 126,60 în 2019, bunuri și servicii 107,10, asistență socială 19,50, 130,60 mii pentru anul 2020, bunuri și servicii 111,10, asistență socială 19,50, iar în anul 2021, estimat 133,60 mii, bunuri și servicii 114,10 mii, asistență socială 19,50 mii. La cămine culturale, bunuri și servicii, programul, bugetul pentru anul 2017 a fost în valoare de 0,91 mii lei, program 2018 și estimat în anul următor 2 mii lei pentru fiecare an în parte.
asistență socială în caz de invaliditate, 2017 340,70 000 lei, din care cheltuieli de personal 199,71 000, asistență socială 230,99 000. Program 2018 340 000, cheltuieli de personal 104,41 000, asistență socială 235,59 000. Estimări anii următori 375 000 pentru fiecare an în parte, din care cheltuieli de personal 113,50 000 și asistență socială 261,50 000 lei. La ajutor social, asistență socială, ajutoare acordate pentru încălzirea locuințelor, program buget 2017 27,12 000, program 2018 și estimări următorii 3 ani 29 000 pentru fiecare an în parte. La iluminat public și electrificări rurale, bunuri și servicii, bugetul 2017 29,50 000, program 2018 73,14 000, estimat 2019 20 000, 2020 23 000, 2021 26 000. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, buget 2017 102,68 000, 2018 90 000, estimări anii următori 100, 110, respectiv 120 000. La salubritate, buget 2017 98,84 000, 2018 75,98 000, estimări anii următori 77, 78, respectiv 79 000 lei. Paturilor și poduri, buget 2017 498,65 000, 2018 45 000, estimări anii următori 12 000, 14 000, respectiv 15 000 lei. Total cheltuieli secțiunea funcționare. În 2017 au fost în valoare de 3.204.150 lei, 2018 1.773.250 lei, estima 2019 1.912.100, 2020 1.880.800, 2021 1.824.500 lei. Propunerile pentru veniturile și cheltuielile bugetului local în cadrul secțiunii de dezvoltare sunt următoare. Vărți aminte din secțiunea funcționare în secțiunea dezvoltare. Buget 2017 409,84 000, program 2018 76 000, estimări anii următori 179, 153, respectiv 105 000 lei. Finanțarea programului național de dezvoltare locală, buget 2017-0, program 2018 3489,59 000 lei, estimări anii următori 0. Total venituri secțiunea dezvoltare în 2017 au fost în valoare de 409,84 000 lei, program 2018 3565,59 000, estimări anii următori 179,153,105 000. Cheltuielile secțiunii dezvoltare conform bugetului pentru anul 2017 la capitolul învățământ au fost în valoare de 136,85 000, program 2018 și estimări anii următori 0. Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, buget 2017 90 000, program 2018 15 000, estimări anii următori 0. Drumuri și poduri, buget 2017 986,27 000, program 2018 3710,24 000, estimări anii următori 179,153, respectiv 105 000. Programul de investiții pentru anul 2018 cuprinde următoarele obiective. Reconstrucție pod beton armat peste râul Tazlăul Sărat pe DC178 cu o valoare de 3569,56 000. Amenajare șanț Muntenașul Sorin 0,50 000. Amenajare șanțuri cu rigole carosabili Munteanu 4,96 000. Amenajare șanțuri pereate 135,22 000. Măsurători cadastrale pentru înființare, rețea, canalizare și stație curare 15 000. Total propuneri listă de investiții pentru anul 2018 3725,24 000 lei. De asemenea, vă prezentăm spre dezbatere și analiză sumele solicitate de către școala gimnazială numărul 1 Comuna Ardeoani, precum și propunerile noastre de alocare, după cum urmează.
Cheltuieli pentru naveta cadrelor didactice și didactice auxiliare, suma solicitată 8.000, propunere de alocare 5.000. Cheltuieli pentru examinare medicală obligatorie periodică a salariaților din învățământul preuniversitar, solicitat 1.500.000, propunere de alocare 1.500.000. Cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare organizate în cadrul sistemului de învățământ, solicitat 1.000, propunere de alocare 1.000. Alte cheltuieli de natura bunurilor și serviciilor care nu fac parte din finanțarea de bază, solicitat 4.500.000, propunere de alocare 0.500.000, din care asigurarea finanțării acordării cadouri cu ocazia elevilor, cu ocazia Crăciunului, solicitat 3.500.000, propunere de alocare 0. Deplasări cadre didactice, solicitat 1.000, propunere de alocare 0.500.000. De asemenea, am solicitat alocarea sumei de 37.000 lei pentru montarea grupului de pompare, pompa activă și pompă de rezervă, unde propunerea noastră de alocare față de suma solicitată cu 37.000 este 0. Deci total sumei solicitate 52.000 și propunerii de alocare 5.000. Oh, 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 oh. Mulțumesc, doamnă, că așa, dacă vreți cineva să-i apărut și imaginea mă apărut de rezultat, pentru că bugetul, cred că sunt motivi. Domnul Rusu. Da. Am numai de atenție, am ascultat materialul prezentat de doamnă Spontanu. Am să trec direct la câteva puncte de care s-au fost înscrise în material. Noi am participat cu domnul vice săptămâna trecută la ședința de la școală, facem parte din Consiliul de Administrație a școlii și cer care a făcut. Deci, s-a avut în vedere și faptul că s-au scumpit cam la cheltuieli de personal, la cheltuieli de personal. Când a avut în vedere faptul că s-au scumpit și abonamentele și biletele la aia de și că cei care fac naveta. Bun. Spunea doamna contabilă de acolo că acum, în modul de finanțare, practic, e cu totul altul față de anii interiori, nu? Așa am înțeles, doamna contabilă, nu? La cheltuieli de personal, practic, nu le-ar ajunge banii pentru 2 luni de zile de salarii. Spunea, nu? Cunoașteți, sunteți în temă cu probleme. Am văzut și suma care e în cerut-o și văd că... Da. Deci, cam astea sunt problemele care ar fi mai... Celante sunt toate la locul lor, cum le știți, cum le-ați, așa, le aveți. Practic, ați făcut estimare pentru anii 2019-2021, da. Nu parcă, nu? Da, 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 e o estimare. Sumele care ne-au să fim sănătoși și se poate. Că întotdeauna nu am rămas cu încasări, de... mai sunt pe aici, din ăștia care sunt percotași, care nu pot, nu pot să-și plătească dările către stat. Și sunt, eu cunosc, vreau să cunoașteți mai bine care sunt probleme. I-ați avizat, i-ați spus despre ce este vorba, știți care este treaba. Da, sunt de acord cu materialul prezentat de către doamna Copernă. Am terminat. Mulțumim, domnul Rusu, dacă mai doresc și cineva să ia cuvânt. Domnul Macadam. Da, mulțumesc. Am ascultat prezentarea bugetului și acum vreau să vă spun, sunt foarte multe cifre, greu să facem o evaluare corectă, și tind să cred că atât estimările, cât și programul pentru anul 2018 sunt relevante. Mulțumesc. Atât? Da. Da. Mulțumim. Dacă mai dorește Dumnezeu, cuvântul, supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Cine se împotrivă? Dacă se abține, cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2018. Aveți Comisiile Reunite, domnul Rus Alexandru, președintele Comisiei de Specialitate, prezentă acest Comisiile Reunite. Comisia propune adoptarea în formă prezentată de executiv, avizând favorabil. Mulțumim. Dau cuvântul doamnei Forbă, Marie. Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform legii 416 pe 2001,
cu modificările și completările ulterioare, una din persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social are obligația de a presta lunar acțiuni sau lucrări de interes local. Prin persoana aptă de muncă se înțelege persoana care îndeplinește următoarele condiții. Are vârstă cuprinsă între 16 ani și vârsta standard de pensionare, nu urmează o formă de învățământ în cursuri de zi prevăzută de lege, are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci. La Primăria Comunei Ardeoan beneficiază de venitul minim garantat, acordat conform legii 416/2001, un număr de 14 familii sau persoane singure. Din aceste familii sau persoane singure, 10 prestează zile de muncă în folosul comunității, 2 persoane singure sunt scutite medical, o persoană singură are vârsta de pensionare, dar nu are niciun fel de venit, iar o familie formată din 3 persoane este scutită de muncă, deoarece are copilul în îngrijire mai mic de 7 ani. Numărul total de ore ce trebuie să efectuate lunar de beneficiari de ajutor social abs de muncă pe luna februarie 2018 este de 240 de ore. Având în vedere prevederile articolului 6 aliniat 7 din legea 416/2001 privind venitul minim garantat, primarii au obligația să împărtumească un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, să țină evidența acestor ore și să asigure instructajul privind tehnica securității în muncă. Planul de acțiuni sau lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărârea Consiliului Local. Față de cele prezentate mai sus, propun adoptarea de către Consiliul Local al Comunei Ardeoan a unei hotărâri privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2018, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform legii numărul 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, conform proiectului de hotărâre inițiat de primarul Comunei Ardeoan în acest sens. Da. Mulțumim, domnule Bogor. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, cum ar materialul? Domnul Rusu? Da. Materialul prezentat, doamna Bogor, este chiar bun binevenit. Și fac și o întrebare dacă domnul Rusu părăți. Deci sunt cei 14 care beneficiază de ajutor. Da, 14 dosare. Așa, și 14 dosare. Deci sunt sumele diferite? Da, sunt da, în funcție de cuantum. Cuantum. Deci, eu primesc, atâtea ori trebuie să fac. Există o formulă de calcul. Am înțeles că 4. Acum s-a mai micșorat pentru că a crescut salariul minim pe economie. S-a micșorat numărul de ore. Numărul de ore. Numărul de ore. Cu acum a rămas același ca bani. Da, practic nu e nicio notate. Nu ai mai avut problemele astea și banii din urmă trebuie să sunt clare la dumneavoastră, sunt nete, fără nicio problemă, fără nimic. Mulțumim frumos. Sunt de acord cu numărul prezentate de mulțumim. Aș avea și o întrebare. Acești asistați social sunt pe grad de invaliditate, nu? Doi sunt scutiți medical. Restul efectuează zile. Și mai avem o familie, Tudurachi, care din 3 membri alcătuită, are copil mai mic de 7 ani. Și nu are soț. Soțul este deținut. Dacă soțul era de muncă, efectua el zile pentru toată familia. Așa soția are copil sub 7 ani și este scutită. Restul efectuează zile în folosul comunității. Este condic când vin, semnează condic, dar domnul Vici dețin el conță. Dacă mai dorește cineva să cuvântul, dacă nu supun la vot, proiectul de hotărâre în forma prezentației de execuție. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă s-ar ține cineva? Trecem la următorul punct al ordinii de zi, punctul 4, proiectul hotărârii privind prioritățile obiective, plan acțiuni 2018 privind dezvoltarea economică socială al Comunei Ardeoan de Bacău, aviz Comisiei Reunite, doamna Anica Gabriela, la președinte de specialitate, prezintă avizul Comisiei Reunite. Da, mulțumim. Dau cuvântul domnul secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Deci am primit la instituția profesor Bacău în data din 18.1.2019, adresă prin care cere să adopte Consiliul Local o machetă cu prioritățile, obiectivele, planul de acțiune de 2018.
după adoptarea acestui CESE machete, trebuie până la data de 23.02.2018 să o prezentăm atât în formare cât și electronic de pe aceștia prefectului de Bacău. Cu prezentul raport de specialitate este stabilit în conformitate cu prevederile articolul 45 aneatul 1, articolul 63 aneatul 3, litera C din legea administrației publice locale numărul 215, februarie 1, republicată cu modificări și completări ulterioare. Domnul Victor Deaconu, primarul Comunei Ardeoane, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, a avut în vedere prevederile cuprinse în articolul 36 aneatul 4, litera E din legea 215-2001, privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată. Consiliul locale au competențe în ceea ce privește aprobarea strategiei privind dezvoltarea economică, socială și de mediu a unității administrativ teritoriale. Adoptarea priorităților, obiectivelor, planului acțiuni privind dezvoltarea economică, socială pentru anul 2018 rezidă și din necesitatea implicării tuturor factorilor locale care pot contribui la dezvoltarea durabilă a localității în contextul general. Obiectivul general al strategiei de dezvoltare economică și socială pentru anul 2018 este de a crea premize dezvoltării unei structuri administrative teritoriale eficiente, în viziunea de dezvoltare economică-socială. Urmărește dezvoltarea durabilă și echilibrată a comunei, în care se asigură creșterea economică continuă și creșterea calității vieții cetățenilor. Acest document prezintă o viziune asupra dezvoltării pe termen mediu a comunei Ardeoane. Perspectivele de dezvoltare propuse se sprijină pe analiza situației existente din punct de vedere demografic, economic-social, de mediu, precum și din punct de vedere al echipării teritoriului. Această analiză are relevat puncte tari și puncte slabe ale dezvoltării actuale, precum și oportunități și riscuri ale dezvoltării viitoare. Strategia a fost elaborată ținând seama de contextul general privind integrarea României în structurile europene, a noi dinamici de dezvoltare, potențial local, exprimare și valorificarea acestuia cu identificarea rolurilor la nivelul teritorial, identitate, patrimoniu natural și cultural. Strategia și prioritățile de dezvoltare economică-socială va asigura următoarele aspecte. Profilul de dezvoltare pe termen mediu a comunei Ardeoane, inclusiv politicile, programele și proiectele de dezvoltare. Planul de acțiuni, măsuri pentru implementare, programul de proiecte de investiții de capital, prioritare, programul cu prevedere strategiei. Proiectul de hotărâre va fi avizat de comisiile comunale de specialitate și pot fi aprobate în forma propusă în ședința ordinară a Consiliului Local. Este de competența Consiliului Local a Comunei Ardeoane să analizeze și să aprobe prioritățile obiectivelor planului de acțiuni privind dezvoltarea economică socială pentru anul 2019. Față de cele realitate mai sus, urmează ca și Consiliul Local să adoptați. Dacă nu știți cineva să ia cuvântul. Având în vedere, este tot un subiect important pentru toată asta. Da, domnul, da, sunt foarte mare atenție materialul prezentat de domnul Șelegar. Da, este adevărat că Consiliul Local este cel care aprobă, sigur că legiferează. Nu am nimic împotrivă ceea ce a spus domnul secretar acolo. Că, practic, ați primit asta de la Consiliul Județean, probabil, nu? La prefectură. La prefectură, așa. Aici avem macheta totul. Am înțeles că a citit-o, da? M-am fost foarte atent. Da. Cam asta, n-am nimic în pot eu să comentez asupra materialului prezentat. Sunt de acord cu materialul prezentat. Întâlnit. Da, dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Supun la vot, dacă nu, proiectul de hotărâre în forma prezentației secretă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, punctul 5. Proiectul de hotărâre privind înregistrarea Comunei Ardeoane în sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând ca cadrul bancar și stabilirea comisiunilor percepute de utilizare a serviciului selectat. Aveți comisiile unite, domnul Bogdan Macadam, președintele Comisiei de Specialitate, prezintă raportul. Comisiile reunite avizează raportul favorabil. Da. Dau cuvântul doamnei Stratulat Corina pentru a prezenta raportul de specialitate.
Având în vedere adresa numărul 6941 din 13.11.2017 a Agenției pentru Agenda Digitală a României, în care se solicită dispunerea măsurilor necesare pentru înregistrarea instituției în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taselor și impozitelor utilizând cardul bancar, denumit în continuare și SNEP. Conform articolului 3, aliniatul 1, din hotărârea de guvern numărul 1235 din 6.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de Plată Online a taselor și impozitelor utilizând cardul bancar, și anume, instituțiile publice care desfășoară activități de încasare a taxelor și impozitelor au obligația să se înregistreze în SNEP pentru furnizarea informațiilor privind cuantumul obligațiilor de plată către bugetul general consolidat al contribuabililor persoanele fizice care utilizează mijloace electronice de plată sau alte mijloace de plată stabilite prin ordin comun emis de către Ministerul pentru Societatea Informațională, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și pentru asigurarea accesului la o soluție de plată electronică a acestora. Conform articolului 5 aliniatul 1 din hotărârea de guvern numărul 1235 din 6.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, cheltuielile privind înregistrarea în SNEP și interfațarea, inclusiv cele aferente conectării la acestea, sunt suportate de către instituțiile publice. Conform articolului 10, aliniatul 2, din hotărârea de guvern numărul 1235 din 6 decembrie 2010, privind aprobarea realizării Sistemului Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar, comisionul aferent plății electronice cu cardul este suportat de către plătitor pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii de plată și beneficiarul plății, respectiv instituțiile publice prevăzute la articolul 3 pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către furnizorul său de servicii selectat conform articolului 8 aliniatul 2. Având în vedere cele prezentate mai sus, au fost preluate de pe platforma SEAP 3 oferte ale instituțiilor financiare înrolate în SNEP, după cum urmează. Banca Transilvania, care are un comision de înrolare în SNEP de 600 de lei și un comision de tranzacție de 1% până la maximum 30 de lei. BRD Grup Societe General, comision aferent efectuării plății pentru contribuabil este de 0,9% pe tranzacție până la maximum 30 de lei. Comision plătibil pentru verificarea conformității transferului de date cu specificațiile standard ale SNEP, 250 de euro. Banca Comercială Română prevede valoarea procentuală a comisionului aplicat la valoarea tranzacțiilor prin card de 1,1% pe tranzacție până la maximum 30 de lei, o taxă de dezinstalare de 50 de lei și o taxă de mentenanță de 55 de lei pe lună. Da, mulțumim. Dacă doriți cineva să ia cuvântul. Am ascultat cu mare interes cele prezentate de doamna, dar eu sunt convins că o să trebuiască cum să vă spun eu așa ceva, să pun oamenii în imposibilitatea de a-ți plăti, dacă nu e cineva care să-l corecteze. Ce face Moș Costică și cu țața Ileana? O plăti cash. Păi nu, dar nu se descurc. Pentru că poate plăti cash, nu? Da, prin card, doar cei care să plătească din fața calculatorului, de acasă, cei care sunt plecați în afară, vreau să spun că mi se pare bună alternativa asta, având în vedere că peste tot lume se fac plăți online și asta ca idee, tot timpul cei bătrâni vor veni la ghișor să plătească, dar pentru cei, să zic așa, open mind și pentru, mă rog, ceilalți care pot să facă treaba asta, îi foarte bine. Da, domnul? Da. Felicitări pentru primară. Vă văd că prezentați un material. Dar noi am mai încercat să-ți spun, da, succes, prima debate. Da, sunt de acord cu ce prezentări prezentate și cele spuse de vorbitoare anterioare ai mei. Problema este așa, că mai durează, practic, până când s-o la ceilalți care mai suntem și mai cunoaștem un pic de probleme de electronică și așa mai departe. Aici bani sau? Aici bani dacă nu plătești chestia. Asta este problema. Deci, va mai dura. E bine, venită problema. Informat cu toate datele care
percep băncile, deci comisioanele și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult. Să ne apărăm la fel că se punează cardul, știi, și atunci e X. Dom'le, asta este da. Păi da, nu-i nimic, e sigur. Domnul secretar. După cum ați observat, noi am cerut și trei oferte, adică am strigat pe site-ul instituțiilor bancare, trei bănci care fundează servicii de genul ăsta. Și este vorba despre Banca Transilvania, BRD-ul și Banca Comercială. Dacă am analizat toate cele trei oferte, dumneavoastră, ca și consul local, să adoptați una dintre cele trei și automat fiind cea mai mică. Iar noi, ca și executiv, în urma analize, am constatat că Banca Transilvania percepe o înrolare în SIA, în SNP, în Sistemul Electronic Național, așa, de 600 de lei și comisiunea tranzacției este de 1%, iar maxim, deci 30 de lei pe tranzacție. Celelalte nu are rost să ne mai enumerăm, deoarece practic comisioane de genul la 250 de euro sau, de exemplu, în cazul BCR-ului, este de 1,1% tranzacție. Deci automat este și mai mare. Este și taxa de dezinstalare, taxa de mentenanță și automat... Cea mai bună transilvanie. Da, deci cea mai convenabilă ofertă ar fi pentru Banca Transilvania. Acum, dumneavoastră, trebuie să adoptați... Care e cele mai ieftine, da. Și care noi deja ne-am orientat la Banca Transilvania. Ne ducem în scopul. Adică să fie rău și... Este, dar totuși 30 de lei nu este de ieftin. Deci pentru tranzacție depinde de sumă. Dacă sumă mică și comisiune 30 de lei, se va totuși cam mare. Dacă se va rezultă maxim 30 de lei. Maxim. 1%, maxim 30 de lei. Dacă omul are de plătit 600 de lei, nu-i va lua mai mult de 30 de lei pe tranzacție. Sunt societă, fie dumneavoastră bancare, care spun că trebuie să faci neapărat o operațiune. Dacă nu la o anumită perioadă, stai craca. Dar acum noi revenim. Antevorbitorii mei și colegi, ca să spun, deci cum votăm pentru ceea ce a spus domnul secretar, Banca Transilvania, o să vrea să spunem la vot, nu? Bă, da, vreau da. Da? Da. Păi să spun la vot. Propunerea făcută de domnul secretar cu Banca Transilvania. Părește asta e procedura, domnul secretar, nu? Da. Cine este pentru? Da. Ziceți, cine este pentru? Dacă se atinge ceva, aici nu am avut așa. Pun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Că aici nu mai spus domnul secretar, nu știu ce am înțeles aici. Dar să mă înțeleg așa care e procedura. Aici nu era scris. Cu amendamente, domnul amendamente. Trecem la următorul punct al ordinii de zi. Informare scrisă de către primarul asupra modului de a duce la îndeplinirea autorilor de adoptate de Consiliul Local pentru anul 2017, aviz Comunității Reunite, doamna Mica Gabriela, președinta Comisiei de Specialitate, prezentă aviz. Comisia prezintă aviz favorabil. Da. Dau cuvântul domnul secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Domnul secretar. Da. În conformitate cu prevederea articolului 45 al alineatul 1 și a 36 de legea administrației publice locale numărul 215, de publicat cu notificări și proprietările ulterioare. Deci primarul trebuie să prezinte la fiecare început de an modul de ducere la îndeplinirea hotărârii consiliului local. Deci legea administrației publice locale stabilește cadrul general de adoptare a actelor administrative ale Consiliului Local, dreptul și capacitatea acestuia de a soluționa și de a gestiona numele și interesul colectivității locale pe care o reprezintă activitățile publice. Respectând principiul autonomiei locale, autoritatea deliberativă gestionează resursele și aparțin comune și are inițiative în toate domeniile de interes local. Prin actele adoptate, autoritățile locale gestionează și resursele financiare proprii, pe care le stabilesc, le administrează și le utilizează pentru îndeplinirea competențelor și atribuțiilor care le revin prin legi. Comuna de la Lărgăriltă
reprezentată de Consiliul Local, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică de plină și cu patrimoniu propriu. Este titulară al drepturilor și obligațiilor ce depun din contractele încheiate și este parte în raporturile cu persoane fizice și juridice. Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de interes local. Acestea regăsindu-se în atribuțiile sale și prin exercitarea cărora adoptă hotărâri. Odată adoptate, hotărârile devin obligatorii și executorii și produc efecte de la data adusei la cunoștință, publică sau de la comunicare, dacă privesc situații particulare. Executarea hotărârilor devine structurile funcționale și aparatul de specialitate în favoarea primarului Ardoan, care există și control de drept asupra definirea acestora. Analizând problematica supusă în discuția Consiliului Local în anul 2017, constatăm că aceste autoritate au exercitat următoare categorii de atribuții legale. Raportul este bun mare, dar o să vă dau acum citire. Doar a unei statistici pe care Consiliul Local a adoptat un număr de 72 de hotărâri Consiliului Local în anul 2017. Și avem așa. Aprobarea bugetului local, rectificări bugetare, contul de încheiere al exercițiului bugetar, execuția bugetară trimestrială, aprobarea bugetului buget, utilizarea excedentului rezultat la sfârșitul anului 2017 a fost un număr de 16 hotărâri. Aprobarea impozitelor și taxelor locale, taxe speciale, a fost tot la fel adoptat un număr de 3 hotărâri. Aprobarea documentațiilor tehnico-economice și de urbanism, prelungirii valabilitate, CUG, modificare de LEU, acordul pentru întocmire documentației PUS și aprobare SF și PT cu finanțări în număr de 19 hotărâri. Administrarea domeniului public și privat, valorificarea unor bunuri de patrimoniu, 3 hotărâri, cotizații, acte adiționale și desemnare reprezentând OAT în consiliile de administrație ale diverselor, ADIB, ADIS, CRAB, la care suntem asociați și asociere la GAP, 5 hotărâri. Organigrare în statele de funcții, înființare poliție locală, reorganizare SGS-ul și plan de, planul de reorganizare OAT, 7 hotărâri. Organizarea Consiliului Local, 3 hotărâri. Aprobarea rezervii școlare, deportare în avertă cadre didactice, desemnare reprezentați Consiliul Local în Consiliul de Administrație al Școlii, 2 hotărâri. Stabilirea coeficientului și salarizarea personalului bugetar, 2 hotărâri. Funcționarea instituție și colectarea impozitelor taxelor locale, 4 hotărâri. Probleme cu caracter social de mediu, 7 hotărâri. Și o hotărâri care a fost revocată. Deci e vorba de hotărâri 55, prin care era vorba de mandat adițional de către ADIS, care ulterior au suferit modificări de către cel care a implementat proiectul pe ADIS. Da. Cam atât. Speranța satisface interesul lor privind prezentarea sistematică, așa în mod de întreprinerea hotărârii Consiliului Local, a adoptat în anul 2017. Aici eu am făcut și anexa, în care exact în ordinea pe care noi am adoptat, adică noi, dumneavoastră ați adoptat pe cele 72 de hotărâri, cu numărul și exact conținutul fiecăruia. Mulțumim, domnul secretar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, imaginea materialului prezentat. Da. Da, domnul. Materialul prezentat de domnul secretar, am fost aici cu toți. Știm care este treburile. Deci, acolo ce a făcut, a făcut o sinteză. Practic, da, da. La toate cele care s-au prezentat. Am fost cu foarte mare, am pus foarte mare, mare atenție în materialul prezentat. N-a scapat nimic de acolo. Toate scrise acum. Nu a scăpat acum nimic. Trebuie să spun asta, că nu a scăpat. Dacă nu a scăpat, era treaba ca nu a spus că am fost. Sunt de acord cu următoarea prezentare. Dacă mai vreți cineva se pune. Se pun la vot proiectul hotărârii în forma prezentată de secret. Cine este pentru, cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Se trece la adresa adresa venită din partea Societății Securității Roșie, la Bacu, numărul 520 25 amperi, domnul și domnul secretar. Dacă vă mai aminte, la sfârșitul anului 2016, am mai primit tot la fel o adresă de la Societatea de Curții Roșie, prin care ne solicită, dacă suntem de acord, ca și comună, să fim
nu asociați, să fim, adică membri al societății de Cruce Roșie. Și în cazul ăsta ar implica și o cotizație. Deci este vorba de numărul de locuitori care este, de exemplu, cum ar fi la noi, numărul de locuitori între 1.500 și 3.000 de locuitori, ar fi suma între 1.500 și 2.000 de lei. După cum bine știți, atunci noi, adică dumneavoastră, ați propus că în momentul în care o să ieșim din urgență, da, o să... Mai vedem. O să mai vedem, dar deocamdată dinamică din intervenție, acum dumneavoastră, dacă considerați că ar fi de resurse financiare și pe doar ceva. Așteptăm, așteptăm. Trebuia să o punem în dacă discuții. Dacă vrea să discute și ceva cu marginul, da, dar aici nu am nicio putemnă ședință. Păi da, dar poți să discute. Da, da, poți să discute. Asta da, am înțeles, nu e nicio problemă, domnule. Da, am avut cerul trecut că nu puteam să spun ce este cu noi. Nu probleme cu noi. Domnul președinte, ședință, cunoaștem probleme. Nu sunt nicio problemă. Mai era o prezentare a domnul secretar. A mai fost prezentat anul trecut, dacă vă ați aminte. În 2016. În 2016. În noiembrie 2016. Ei, o trecut prea repede pentru mine. Așa, și deci de atunci și până acum a fost chestiunea că treaba cu insolvența, nu? Ei, să vină problema aprobarea că nu mai suntem în insolvență și atunci vom lua discuția. Da, nu, eu nu sunt de acord cu... Ca să aprobăm pentru chestiunea asta. Nu, eu cum în persoană... Că termenul va fi cât mai scurt de ieșire din insolvență. Noi cunoaștem că o să fie chiar câteva zile. Părerea mea e să așteptăm să... Da, dar să ne pun... Decizia luată atunci să o respectăm. Zic eu. Noi asta cum... Așa este. Dacă în 2016, atunci în octombrie, s-a luat și s-a stabilit chestiunea asta, deci tu... Da, dar mă doresc și nu ați iat cuvântul. Eu am fost de acord și în 2016 să intrăm la și membri la Crucea Roșie. Sunt de acord și acum. Deoarece dacă nu mai e mult timp până ieșim din insolvență, următoarea ședință va fi a disponanța peste 2 ani. Așa că nu e o sumă atât de mare. Într-o mii, nu... De 2000 de lei. Anual vorbim. Da. Eu sunt de acord să intrez, să-i ajutăm. Crucea Roșie face lucruri bune pentru comunitate. Și cred că ar fi bine să fim aproape de ei, nu să ne dăm deoparte și să ne schimbăm. Da. Ce este de acord? Eu am dat și la salarii, dau și acum din pensie. Dacă nu se pune nicio problemă. Și dau și de aici, la pensie. Pentru sănătate. Nu are cum vreți, să... Domnul secretar, votați! Gerați-vă din un pic. Da. Deci aici mi-a specificat, probabil, din așa, da. Deci supun la vot, supun la așa ce... Deci nu am nicio rubrică, deci asta am ca zis. Deci am devenit membri la Crucea Roșie sau nu? Deci asta. Plătim deci, cotizația deci sau deci în momentul dacă suntem de acord ca noi să devenim membri, automat în următoarea ședință o să pun ca și proiect de hotărâre. Pentru că știu că în 2016 aceeași chestiune o pot. Și dar nu să devenim un proiect de hotărâre, atât cât noi suntem în situația financiară ca și o știți cu toți. Aveți da. E bine să vin rolul la Crucea Roșie și în 2016 mi-am exprimat părerea. Totuși, hai să vedem să ieșim în insolvență, hai să vedem ce bani avem. Nu putem să spunem da, plătim cotizația, când noi nu știm pe ce ne bazăm. Hai să vedem resursele financiare de care le avem în primul rând și după putem lua o hotărâre. Părerea mea. Mulțumesc. Da. Dacă nu s-au luat, deci supune sau vot. Păi, asta am spus, dar nu m-ați înțeles. Nu am rubrica aici, în... Da, nu e așa spune. Păi nu ați venit, devenit... Eu am dat o informare. E o informare, atât. Acum spune la vot noi, deci nu... Ca să știm că dacă am putut să nu supun la vot. Dacă este pentru... Doarea ședință, incident, nu credem o trebuie să nu. Am înțeles, am înțeles. Cine este pentru ca să nu intrăm în așa? Propunerea a fost făcută de domnul Rusu? Nu. Deci eu sunt potriva. Deci până când... Și eu afel. Și eu cam da. Cine este pentru? Hai ca să numărăm. Pentru, urmează după aceea, al doilea... Deci noi suntem împotriva. 1, 2, 3, 4, 5 și cu domnul de acolo, 6. 6. Împotriva. Împotriva. 6 împotriva. Deci 1 pentru, 6 împotriva. Și tu te abții. Eu mă abții. Noi ne abținem. Nu? Nu, dar problema e în sine. Noi suntem legați din ieșirea din insolvență. Nu înțeles. Dar eu nu înțeles. Deci, când ieșim? Păi eu știu când. Păi, dar mai sunt câteva zile.
Deci eu vot pentru 6 împotrivă și 2 abțineri. Da. Da? Da. Fiind depuizate toate problemele la ordinea zilei, declară chestia în lucrările și...